Gest demn de luat ca exemplu. Mai mulți bărbați, după ce s-au tratat de COVID-19, au venit în sprijinul sistemului medical și al persoanelor bolnave de coronavirus, aflate în stare gravă pe paturile de spital. Aceștia au mers la Centrul Național de Transfuzie pentru a aduna plasmă convalescentă în speranța de a-i salva pe cei afectați de COVID-19. Dureri musculare, febră, apoi dispariția gustului și a mirosului. După aceste simptome, Igor Tretiak și-a dat seama că este victima noului coronavirus. A anunțat medicul de familie, a făcut testul de depistare a virusului, iar rezultatul, după cum s-a și așteptat, a fost unul pozitiv. În cazul lui, simptomele nu s-au agravat, iar tratamentul l-a făcut la domiciliu sub îndemnul medicului de familie. Credeam inițial de existența virusului, credeam în recomandările medicilor de familie, încercam să respect toate măsurile și recomandările date de autorități, însă cu părere de rău m-am infectat și eu. Spre deosebire de alții, el a suportat boala mult mai ușor. După ce s-a făcut bine, a decis să-i ajute pe pacienții grav bolnavi, care mai mult ca niciodată au acum nevoie de o doză de plasmă sangvină, care le va aduce o nouă șansă la viață. Bună ziua! Veniți să donez plasmă. Am venit să donez sânge la recomandarea medicului de familie după ce am finisat tratamentul. Nu m-am lăsat foarte greu convins, înțeleg care este scopul și consider că este un scop nobil. Fiecare persoană care are posibilitatea poate să vină liber să doneze. Este absolut inofensiv, pentru mine tot prima dată. Și Veceslav Druță, acum o lună, a suportat infecția COVID-19. Boala a învins-o ușor, întrucât și la el simptomele au fost ușoare. Febră, dureri musculare și dispariția mirosului și a gustului. S-a tratat la domiciliu, iar odată vindecat, a venit să doneze plasma. Lucru pe care îl recomandă și altora să-l facă. Dragi bărbați, veniți și donați plasmă. E simplu și în afara oricărui pericol, salvați vieți omenești. Plasma sangvină de la pacienții tratați de COVID-19, oferită celor aflați în stare gravă, îi ajută să se vindece mult mai ușor, doza acționând ca un vaccin pentru că are anticorpii necesari pentru a combate virusul cu ușurință. De la începutul pandemiei, în spitalele din țară au ajuns peste 1800 de doze de plasmă convalescentă. Cele mai multe, 600 la număr, au ajuns la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga.